Griselda Blanco de Ialomița vindea stupefiante și cannabis la 87 de ani. Tanti Ioana. Stați așa, uitați-vă mai întâi la tanti Ioana. Deci, mămăița asta a fost acuzată că e mare traficantă pe județ, după cum au descoperit procurorii DICOT. Avea ascunse într-un butoi 22 de pungi de cannabis și droguri de mare risc, care cântăreau aproape 3 kg, iar în casă aproape 10.000 de euro. Efectiv, baba cu pătrunjelul, dar de la bun de țară. Tanti Ioana este acuzată că ar fi vândut drogurile cu 1.700 de lei pe tranzacție, la indicațiile nepotului său aflat în pușcărie, acuzat și el tot de trafic. Da, dracu, s-a uitat în butoiul ăla. Mama aia zice că nu știe cum au ajuns drogurile în butoi, că i le-ar fi pus un vecin cât a fost ea plecată la spital. Eu am fost la spital plecată. Dar banii erau a ei, puși deoparte pentru mormântare. Acum voi ce ziceți? Cum ar fi să aveți o bunicuță de-asta în ștramp și să aflați că și-o arde așa ca în Medellin? Regina Sudului, dar mai de la noi așa. Acum să o crezi, să nu o crezi, parcă ți-i și milă de mămăița asta. Ale dracu droguri. Dar procurorii DICOT o aveau sub urmărire de ceva vreme. Ca să nu plec în altul județ, să n-am voie să plec. Dar unde, Doamne, iartă, mă duc? La marginea satului să mă duc. Deci se pare că tanti Ioana era pe bune și că acum se află sub control judiciar.